Esența 360 cu Corina Negrea. Raportul de gardă. Molnupiravirul este pe buzele tuturor în ultima vreme. Toată lumea se gândește la acest antiviral. De fapt, este prima terapie antivirală orală împotriva COVID-19, care, iată, a fost autorizată în Marea Britanie. Este primul subiect pe care îl discut astăzi cu domnul dr. Marius Geantă la Raportul de gardă. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mă bucur să ne reauzim și cu vești bune! Cu vești bune, da. Se leagă foarte mari speranțe de acest prim medicament antiviral autorizat, oral autorizat pentru tratamentul anticovid, dar trebuie să spunem, este vorba de persoanele care deja sunt infectate, ca formă de prevenție a formelor foarte grave și decesului, nu? Da, exact. Conform studiului clinic pe care îl avem acum la dispoziție, ne referim într-adevăr la persoane care deja sunt diagnosticate, au un test real-time PCR pozitiv pentru SARS-CoV-2 și care au factori de risc pentru apariția, pentru dezvoltarea unor forme grave de COVID. Aceasta pare să fie prima indicație a molnupiravir, așa cum știm din acest studiu, și de fapt este indicația pe care autoritățile din Marea Britanie au și inclus-o, Marea Britanie fiind țara a cărei agenție de reglementare, una dintre cele mai mari din lume, a dat verde folosirii molnupiravir, repet, la această categorie de pacienți. Asta nu înseamnă că lucrurile se opresc aici, ci din câte știm, sunt studii care targetează și o altă populație, și anume populația de persoane care sunt contacți ai unor bolnavi de COVID-19, contacti în sensul în care locuiesc în aceeași casă cu o persoană diagnosticată, dar care încă nu sunt pozitivi, deci nu au un test real-time PCR pozitiv, și se testează eficacitatea administrării acestei pastile, acestui medicament oral pentru prevenirea infectării de data aceasta. Dar acesta este un alt studiu și urmează să vedem rezultatele în probabil câteva săptămâni. Dar dacă ne uităm pe ce date avem acum și pe ceea ce au comunicat autoritățile de reglementare din Marea Britanie, așa cum am pus lucrurile în context de foarte multe ori la începuturile discuțiilor despre vaccinul, trebuie să o facem și acum. Și anume să facem separarea între ceea ce comunică o anumită companie farmaceutică și ce spun autoritățile de reglementare. Sunt lucruri care de cel mai mult ori converg, dar este important să ne uităm la autoritățile de reglementare. Și acestea spun că în cazul molnupiravir, eficacitatea acestui medicament în prevenirea formelor grave de boală, a spitalizării și a decesului la 28 de zile este de 50%. Important, dacă ne uităm la datele din studiul clinic care a inclus câteva mii de persoane, s-au constatat 8 decese în grupul placebo și nu s-a înregistrat niciun deces în grupul care a primit molnupiravir. Acestea sunt date, cred, extrem de importante. Mai este important de spus că acest medicament acoperă toate variantele pe care noi le știm, toate variantele pe virusului SARS-CoV-2 pe care le știm până acum, și pentru a preveni alte întrebări sau mituri sau conspirații, trebuie să spunem că acest medicament cumva exista. Inițial fusese gândit la modul în care avea un design pentru studii clinice, pentru gripă și pentru infecțiile cu virusul sincițial respirator. Cei de la compania de biotehnologie respectivă au încercat și iată că au reușit să testeze eficacitatea acestui medicament, acestei medicații orale și față de SARS-CoV-2. Se știe până acum, studiul a inclus și oameni deja vaccinați care s-au îmbolnăvit? Nu vorbim doar despre persoane care nu au fost vaccinate în acest studiu. Vor urma studii care vor arăta și eficacitatea la persoane care sunt vaccinate. Și din punct de vedere al sănătății publice, cred că acele studii
vor avea un rol deosebit de important și mă bucur această întrebare pentru că am văzut în ultimele zile, de fapt noi am discutat săptămâna trecută, exact, înainte de aprobarea din Marea Britanie, am discutat despre acest medicament, la acel moment, neexistând această autorizare din Marea Britanie, erau totuși puțini oameni care s-au uitat în această direcție, dar după autorizare au apărut tot felul de discuții, poziționări mai mult decât ferme, aproape propagandistice, pro-utilizarea acestui medicament în ciuda vaccinului și am văzut genul acesta de poziții în zona antivaxerilor, după cum am văzut și poziționări prin care valoarea utilizării acestui medicament este foarte, foarte mult scăzută prin promovarea vaccinării în zona pro-vaccinare. Ceea ce vreau să spun este că ar trebui să ne uităm cu cât mai mult cu cât acum începem să avem la dispoziție și genul acesta de instrumente la un tablou mai larg în privința SARS-CoV-2 și să ieșim puțin din această paradigmă în care am intrat odată cu vaccinurile, care sigur că în continuare rămân principala modalitate de prevenire și una extrem de eficientă de altfel. Dar trebuie să plasăm absolut corect și terapiile orale, dar și anticorpii monoclonali, despre care la fel vom vorbi în perioada următoare, în acest tablou de management al bolii. Mai ales în România, unde nu ne așteptăm să crească totuși rata de vaccinare actuală, probabil nici nu va tinde spre 50% într-un final, și apoi să ne gândim cât de greu va fi să reluăm discuția pentru administrarea celei de-a treia doze și poate și a celei de-a patra doze anul viitor. Cred că este important să promovăm o discuție absolut corectă și onestă și în legătură cu terapiile, mai punând în discuție un lucru și anume că prețul, sigur, în Europa va fi negociat de Comisia Europeană, dar pe ce știm din date publice, costul terapiei cu genul acesta de tratamente este net mai mare de sutelor de dolari versus câțiva zeci de dolari cât costă administrarea vaccinului. Din punct de vedere economic, va fi un efort considerabil din partea guvernelor și a societăților. A trebuit să știm că exact cum vaccinurile au fost achiziționate de stat, la fel se va întâmpla și cu acest medicament, prin urmare, noi nu vom plăti tratamentul. Există o inițiativă a Comisiei Europene pentru achiziția acestui medicament în numele mai multor state, pe bază voluntare. Din ce știm, pare că România va adera la acest mecanism. Deci, în momentul în care molnupiravir va fi autorizat de Comisia Europeană, din acel moment, probabil vom intra în aceeași logică în care am intrat cu vaccinurile, adică achiziție în comun și distribuția către statele membre. Am o curiozitate, de ce Agenția Europeană a Medicamentului n-a fost prima care să autorizeze aici? Dacă vă amintiți ceea ce s-a întâmplat și cu vaccinurile, autoritatea din Marea Britanie a fost cea care a luat decizia chiar înaintea celor din Statele Unite. O modalitate birocratică mai care favorizează prioritizarea. Cred că despre asta e vorba. Sigur, la nivelul Agenției Europene a Medicamentului, Molnupiravir se află în acea procedură de evaluare continuă, ceea ce ne arată că s-a început lucrul de ceva timp pe analiza datelor. Mai avem o terapie antivirală orală, iarăși un subiect interesant, Paxlovid, care reduce, se pare, cu 89% riscul de spitalizare și deces din cauza COVID-19. Este rezultatul unei analize intermediare a unui studiu de fază 2-3 realizat de Pfizer. Cum funcționează această terapie și care e diferența față de molnupiravir? Fac parte din aceeași categorie folosite pentru prevenirea formelor grave și a spitalizării și a decesului. Deci sunt parte din aceeași categorie. Datele pe care le voi spune în continuare vin ca urmare a comunicării făcute de compania respectivă, de Pfizer. Deci nu avem încă un filtru al autorităților de reglementare, dar va veni. Eficacitatea conform acestor studii clinice este ceva mai mare, 89%, pentru prevenirea spitalizării și a deceselor la 28 de zile. Deci, atât vorbim despre un procent important. Dacă ne uităm la decesele
apărute în timpul studiului clinic, practic toate decesele, în număr de 7, au apărut în grupul placebo, niciun deces în grupul celor care au primit medicamentul. Durata terapiei este tot de 5 zile, o administrare de 2 ori pe zi. O diferență este coadministrarea acestui medicament împreună cu un alt antiviral, ritonavir, scopul fiind de a prelungi durata de viață a acestui medicament. Aici trebuie să ne uităm și personal nu am văzut, poate că există, dar nu am văzut încă profilul de reacție adverse. Fiind o coadministrare, mă aștept să fie mai multe reacții adverse din acest punct de vedere. În cazul Paxlovid, vorbim despre o moleculă complet nouă, care făcea parte dintr-o librărie de molecule împotriva SARS și care a fost adaptată specific împotriva COVID. De asemenea, acoperă toate variantele virusului pe care le știm până acum și, conform rapoartelor de presă, nivelul de cost este este asemănător cu cel la molnupiravir de ordinul câteva sute de dolari, în jur de 700. Dar, repet, în Europa, costul final va fi dat de negocierea pe care probabil o va face Comisia Europeană în numele statelor membre. Deci, iată, uitându-ne la aceste cifre, putem să spunem că pentru categoria de persoane care au un test real-time PCR pozitiv, care prezintă risc de evoluție către forme grave de boală, iar aici cred că mai este de lucrat, trebuie definit exact profilul acesta de risc, avem o soluție care poate să fie eficientă, poate să ajute foarte mult la nivel individual și, evident, poate să ajute în scăderea poverii pe sistemul de sănătate. Este foarte important să spunem că în continuare trebuie să promovăm valoarea vaccinării. Aceste terapii n-au cum să înlocuiască vaccinarea. Pe de altă parte, trebuie să le găsim locul în sistemul de sănătate. De ce spun acest lucru? Pentru că devine extrem de important ca o persoană care are simptome să se testeze foarte repede, de să aibă acces la testare. Odată ce este pozitivă, să ia legătura cu medicul de familie dacă n-a făcut-o deja, iar medicul de familie să fie cel care decide în ce măsură se califică pentru a primi sau nu astfel de terapii. Pentru că altfel, dacă aceste terapii vor fi poziționate la nivelul spitalelor, mă tem că va fi nevoie de mai mult de 5 zile, de când încep simptomele și până când persoana va ajunge efectiv la spital să primească un astfel de tratament, și de se pierde perioada optimă din punct de vedere terapeutic și se anulează, de fapt, beneficiul, care beneficiul înseamnă evitarea spitalizării, de fapt. Da. Iar aici noi avem o problemă care decurge din managementul pandemiei, așa cum a fost până acum, în care implicarea medicilor de familie și în vaccinarea anticovid, dar și în managementul pacienților a fost destul de discretă. Pentru a maximiza potențialul acestor noi variante, cred că este nevoie de în primul rând, de educarea medicilor de familie, atât din perspectiva înțelegerii acestei noi categorii, dar și din perspectiva înțelegerii dinamicii bolii și a rolului pe care ar putea să-l aibă, tocmai ca să identifice precoce persoanele, pacienții care pot să beneficieze. Pe de altă parte, aceste terapii cumva ar trebui să existe în farmaciile cu circuit deschis și sigur să fie eliberate strict în baza unei prescripții medicale. Implementarea în practică în România, așa cum văd eu lucrurile acum, va fi destul de complicată. Acum pe piață există un antiviral, de fapt singurul aprobat în Uniunea Europeană, aprobat condiționat, de fapt, de Agenția Europeană a Medicamentului, Remdesivirul. Ce se va întâmpla cu acesta și care e diferența între Remdesivir, de exemplu, și acest Paxlovid, care, după cum spuneați, se va administra în asociere cu un alt antiviral, ritonavirul? Da, Remdesivir a fost la rândul lui un antiviral care inițial fusese gândit pentru alte boli, dar nu a convins foarte mult. El trebuie de asemenea administrat tot în primele zile pentru a avea eficacitate cât de cât. Problema cu Remdesivir este că nu este accesibil în acest moment altundeva decât un spital, ceea ce înseamnă că de foarte multe ori se poate pierde momentul optim. Da. Din ce înțeleg până acum avem un fel de
putem spune ca un fel de puzzle în care sunt diverse piese deocamdată disparate, toate însă la un loc, la un moment dat vor face tabloul acesta de luptă. Exact așa trebuie să privim lucrurile, exact ca un puzzle în care, sigur, ne-am mai așezat până acum vaccinarea în diverse moduri. Pe lângă aceste tratamente mai sunt și vaccinurile pe care nu trebuie să le scoatem din această... Totul începe cu vaccinarea, orice discuție începe cu vaccinarea, care nu poate să fie înlocuită de absolut. Și iată, să mai adaugă și un alt gen de informații, apropo de ce știm și ce aflăm tot timpul despre SARS-CoV-2, și anume, un studiu publicat în Nature arată că s-a descoperit o genă care, de fapt, este responsabilă cu dublarea riscului de deces din cauza COVID-19. Și spuneam că este alt gen de informație care și asta se adaugă pe acest tablou, încă cu foarte multe locuri goale, despre ce înseamnă SARS-CoV-2-ul, de fapt. Exact. În acest tablou avem, de fapt, persoana. Și o persoană care trebuie, în final, să fie protejată față de COVID-19. Poate fi protejată și prin medicație orală, antivirală, exact ce am vorbit până acum. Poate fi protejată printr-o serie de anticorpi monoclonali și vom vorbi despre ei în perioada următoare, care, ca o paranteză, se administrează tot în primele zile de la apariția simptomelor la persoane care au un test real-time PCR pozitiv. Doar că, fiind anticorp monoclonal, nu pot fi administrați la domiciliu, ci trebuie administrați la spital. Și ceea ce mai avem în discuție este componenta de înțelegere, de profilare la nivel individual a riscului. Și am vorbit puțin mai devreme despre asta. Noi acum știm că diverse categorii mari de boli, boli cardiovasculare, diabet, obezitate, toate acestea cresc riscul de infecție cu SARS-CoV-2 și cresc riscul de a face forme grave. Dar, pe de altă parte, sunt persoane care au boli cardiovasculare, s-au infectat, dar nu au făcut forme grave și așa mai departe. Și n-au făcut pentru că, de fapt, protecția față de infecția cu SARS-CoV-2 și față de formele grave este la nivel individual. Și capacitatea de a pune în evidență, cum ați spus, diverse gene în această etapă sau diverse alți biomarcări relevanți în etapele următoare, care să ne arate dacă o persoană are un risc mai mare sau mai scăzut de a face COVID-19 și forme grave, genul acesta de informație va deveni, cred, extrem de relevantă din toate punctele de vedere. Acum, această genă LZTFL1 pare că se asociază cu dublarea riscului de deces din cauza COVID-19 printr-un mecanism pe care puteți găsi descris pe raportul de gardă.ro. Genul acesta de informații vor apărea în perioada următoare, în legătură cu diverse gene care asociază diverse riscuri, fie în sensul scăderii, fie în sensul creșterii riscului. Ceea ce va deveni foarte important la un moment dat va fi validarea acestor informații și transformarea lor în ceva foarte util pentru fiecare persoană, adică în teste diagnostice. Aceasta este o piesă a puzzle-ului probabil cea mai complexă dintre toate, adică înțelegerea la nivel biologic, individual, personal a riscului. De ce spun acest lucru? Pentru că sistemele de sănătate încă nu sunt obișnuite cu utilizarea genului acesta de informație genomică pe scară largă în practica medicală și pentru sănătatea publică. Și cred că poate să fie unul din marile plusuri pe care le aduce pandemia, și anume utilizarea genului acesta de informații la nivel individual pentru a pune în practică ceea ce nu mă feresc să spun că ar putea să fie o prevenție personalizată, bazată pe riscul individual al unei persoane, în acest caz riscul de a se infecta, riscul de a face o formă gravă de boală sau, Doamne ferește, riscul de deces din cauza COVID-19. De fapt, asta este un punct pe ei foarte important, pentru că spuneați că vorbim despre persoane și că totul se întâmplă la nivel individual. Prin urmare, dacă înțelegem lucrul ăsta, putem să înțelegem și putem să acceptăm de ce, de exemplu, și vaccinurile au eficiență diferită, n-au aceeași eficiență la toată lumea, de ce și tratamentele, iarăși, au eficiență, până la urmă, individualizată, personalizată, în sensul că fiecare reacționăm într-un fel la vaccin sau la tratament. Poate că așa ar trebui să înțelegem și de ce unii au sau n-au reacții mai serioase, mai puțin serioase la vaccin, la tratamente. Totul ține de înțelegerea faptului că suntem individualități și că reacțiile noastre nu sunt uniforme.
Sigur, și aș mai adăuga un lucru aici, și anume, în felul acesta vom înțelege de ce anumite persoane vor avea nevoie de a patra doză, de a cincea doză, de a șasea doză, de ce unele persoane vor avea nevoie numai de a patra și de a șasea, sau de niciuna dintre ele. Am primit întrebarea, ok, dar o să facem așa la infinit? Și atunci sigur că răspunsul este că nu știm, dar la un moment dat o să știm mult mai bine. Exact pe baza raționamentului pe care l-ați avut mai devreme. Și anume că fiecare dintre noi este unic, răspunde unic, are un risc individual care, din fericire, acum poate să fie mult mai bine pus în evidență. Și mai este un aspect pe care n-ar trebui totuși să-l scăpăm din vedere. Nu știm încă dacă acest virus este și cât de mult este, dacă este sezonier, ca virusul gripal. Prin urmare, s-ar putea să ajungem în situația în care, exact ca și împotriva gripei, să avem în fiecare an un vaccin cu tulpini diferite. Și în zone diferite. Și în zone diferite, da. Una dintre ipoteze, și nu putem exclude, este aceea că în faza endemică a bolii vor fi explozii ale numărului de cazuri de infecții în anumite zone cu anumite variante. Sigur că acum Delta pare dominantă în toată lumea, dar cred că în timp vor coexista mai multe variante ale virusului în diverse regiuni ale lumii. Pe ce dată avem până acum, pare că nu se va respecta neapărat sezonalitatea de la gripă. Da. E una dintre ipoteze. Da. Subiectul acesta legat de gena identificată ca fiind responsabilă de creșterea riscului de deces în caz de infecție cu SARS-CoV-2 este rezultatul unei cercetări a unei echipe de la Universitatea Oxford din Marea Britanie, publicat în Nature Genetics și poate fi găsit, sigur că da, pe site-ul Nature Genetics, dar firește că și pe site-ul raportuldegardă.ro la esențial COVID-19. Unde mai rămânem puțin cu un alt subiect, iarăși un studiu care a concluzionat, și o concluzie foarte importantă, SARS-CoV-2 nu pătrunde la nivelul sistemului nervos, deci nu infectează celulele sistemului nervos. Asta e o veste foarte bună, pentru că înseamnă că eventualele afectări neurologice înseamnă că sunt temporare, nu? Da, și nu sunt determinate de acțiunea directă a virusului, ci sunt determinate de fapt, reacția imună indusă de virus. Și, într-adevăr, reacția imună care, sub tratament, de foarte multe ori este controlată. Și da, asta este o veste foarte, foarte bună. Studiul se referă, și asta mi s-a părut iarăși interesant, că noi știm că printre primele simptome anunțate inițial, simptome ale infecției, se află pierderea mirosului și pierderea gustului. Da, anosmia. Și sigur, atunci cu toții ne-am imaginat că virusul afectează neuronii olfactivi, responsabili de perceperea mirosului și, sigur, neuronii responsabili de perceperea gustului, dar pare că lucrurile nu stau așa și celulele care sunt afectate sunt celulele de susținere, celulele care, dacă vreți, stau în bracă neuronii olfactivi, ceea ce ar și explica, spun autorii acestui studiu, de ce pierderea mirosului este de scurtă durată. Se știe că refacerea neuronilor este un proces în continuare cercetat, investigat. Dar aici, constatându-se că reluarea mirosului după câteva zile este o realitate, aceasta nu se corela cu ceea ce știam despre capacitatea de regenerare, de refacere a neuronilor. Și într-un sens mai larg este ceea ce a spus mai devreme, anume că afectările neurologice ar putea să fie mai bine controlate, știind că nu există un efect direct al virusului asupra lor. Cell.com este revista în care poate fi citit în detaliu acest studiu și pe raportul de gardă, firește, după cum spuneam, esențial COVID-19, și mai avem aici un subiect, iarăși imunitatea generată de vaccinurile de tip ARN mesager împotriva COVID-19 este de 5 ori mai eficientă decât imunitatea naturală pe care o căpătăm prin infecție. Este de asemenea rezultatul unui studiu realizat la nivel național de Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor CDC din Statele Unite. Sigur, și dacă urcăm la vârsta mai mare de 65 de ani, imunitatea obținută ca urmare a vaccinării cu acest tip de vaccin ARN mesager, imunitatea este de 20 de ori mai eficientă în prevenirea spitalizării.
Și aici noi vorbim într-adevăr despre beneficii dincolo de orice dubiu ale vaccinării, pe care, iată, în continuare trebuie să le comunicăm. Suntem acum într-o cu totul altă realitate decât eram acum un an de zile. Acum, din fericire, putem să avem genul acesta de date. Foarte interesantă devine însă și discuția în legătură cu ce înseamnă de fapt imunitatea obținută ca urmare a trecerii prin boală, pentru că îmi pare că vorbim despre, într-adevăr, o imunitate solidă, obținută însă cu prețul unor forme foarte grave de COVID-19, deci o persoană care are o formă foarte gravă reușește să scape, reușește să se refacă și da, după aceea are o imunitate împotriva COVID-19 solidă, dar cu ce preț da. Și cu ce risc? Pe când imunitatea obținută de persoanele asimptomatice sau persoanele care au puține simptome pare că este un tip de imunitate absolut ineficientă, dincolo de 36 luni de zile și cu atât mai mult în fața variantei Delta. Asta ar explica de ce, de exemplu, în România, unde totuși un număr mare de oameni s-au infectat înaintea valului 4 și noi am vorbit despre asta, știm că în spatele unei persoane diagnosticate în mod oficial mai erau 3, 4, 5 sau 6, depinde de referințe, dar oricum erau considerabili alți oameni. Pare că acea imunitate n-a fost suficientă în fața variantei Delta. Toate detaliile pe raportul de gardă.ro și ieșim din zona de esențial COVID-19 în care am fost până acum și ne mutăm la un alt subiect tot pe raportul de gardă.ro, Single Cell Functional Precision Medicine. Medicina de precizie adusă la nivelul fiecarei celule și la nivelul funcționării fiecarei celule. Și evident că vorbim despre această abordare în relație cu unele cancere hematologice. Noi am vorbit mult despre progresele în tratamentul cancerelor hematologice, de la terapiile țintite, la imunoterapii, la terapii celulare, dar ceea ce s-a văzut este că, de fapt, nu toți pacienții 100% pot să beneficieze, pentru că o terapie sau alta, la un moment dat sau altul, devine ineficientă, nu-și mai face treaba, ceva se întâmplă, apare rezistența la tratament și așa mai departe. Și această abordare care își propune identificarea unei imagini în dinamică a proceselor de la nivelul celulelor tumorale, această abordare vine și ne spune că, de fapt, celulele tumorale diferă și ele între ele. Nu doar că diferă față de celulele normale ale organismului, dar diferă și ele între ele. Unele sunt mai dominante decât altele, dacă pot să spun așa. Și analizând în detaliu procesele funcționale, modul în care informația genetică pe care o conțin, ADN-ul, se transcrie în ARN, modul în care apare sinteza de proteine, analiza celorlalți metaboliți ai celulei respective, toate aceste informații obținute, intersectate cu librării de medicamente care potențial pot să aibă un efect favorabil în genul acela de boli, dar care nu sunt neapărat validate prin studii clinice și nu sunt aprobate, deci genul acesta de analiză big data la nivelul unei celule, dar și interacțiunea dintre toate aceste componente pusă față în față cu posibile soluții de tratament, chiar reușește în unele situații să identifice tratamente pentru pacienții respectivi la care prin alte metode nu ne-am fi putut gândi niciodată. Este, din punctul meu de vedere, un nivel extrem de ridicat de personalizare a terapiilor. Sigur că în acest moment nu putem să vorbim despre o, cum să spun, utilizare de masă a acestei abordări, dar nici nu suntem foarte departe de momentul în care acest lucru se va întâmpla. Pentru că, la fel, cum vorbeam și mai devreme, platformele tehnologice s-au dezvoltat și odată ce poți să ai acest proof of concept, cum poți să vii la nivel de celulă, să definești procesele metabolice și interacțiunile moleculare, dacă reușești să faci acest lucru, apoi totul devine implementabil în practică. Și gândiți-vă, vorbim despre avantaje pe care această abordare le aduce la persoane, la pacienți, care sunt tratați cu cel mai bun
standard of care, cele mai bune tratamente și care totuși nu reușesc să mai răspundă la tratament, care devin rezistenți și pentru care nu identifică alte soluții. Este din punct de vedere conceptual și tehnologic și științific ceea ce noi denumim medicina personalizată 4.0, iată cât de repede se mișcă lucrurile și în această zonă. Așa este. Trebuie să mai spunem un lucru. Această cercetare a fost realizată, în primul rând, a fost publicată în Cancer Discovery și a fost realizată de o echipă de cercetători de la ETH Zurich, Universitatea din Viena și Centrul pentru Medicină Moleculară din Viena. E important pentru că toate trei sunt centre de cercetare în medicină, în zona medicală, extrem de puternice și nu numai. Vorbim iarăși despre genomică, despre cât de important este să dezvolți direcția aceasta de cercetare. Pe de altă parte, vorbim și despre tehnici foarte speciale, microscopie de rezoluție înaltă și algoritmi de inteligență artificială și cred că ar trebui să ne obișnim cu lucrul ăsta pentru că se pare că din astfel de combinații vor veni rezultatele cele mai spectaculoase. Sigur, toate aceste tehnologii sunt niște instrumente extrem de performante. Sub această umbrelă care ne spune nouă faptul că vorbim despre cancer ca despre un proces dinamic. Lucruri care se schimbă în timp real. Iar acum toate aceste tehnologii vin și ne permit să cuantificăm în timp real această evoluție. Am vorbit despre biopsii lichide, am vorbit despre cum se pot obține informații din analize de sânge în timpul tratamentului, înainte de tratament, pentru a vedea cum se modifică diversi parametri moleculari. Cred că genul acesta de abordări reprezintă mai mult decât noi tratamente pentru unele tipuri de cancer. De fapt, reprezintă schimbări de paradigmă, pentru că, vedeți, în acest moment, un pacient cu cancer, sigur, este diagnosticat, începe un tratament, se fac anumite cure, după care este supravegheat pentru o perioadă de timp cu modalități, în special imagistice, se fac și ceva analize de sânge, dar cam atât. Pe când, de fapt, această monitorizare continuă ar trebui să fie mult mai complexă. Dar pentru asta e nevoie de toate tehnologiile pe care dumneavoastră le-ați menționat, de înțelegerea lor și de acceptarea și utilizarea lor în practica medicală. Aici cred că vom avea foarte, foarte mult de lucru. Dar am început și asta e un lucru foarte bun. Constat cu fiecare emisiune că ne dăm din ce în ce mai multe teme pentru acasă. Da. Așa este. Așa este. Extrem de interesante toate subiectele. Ca de obicei aș pune de pe raportul pe și de pe raportul de gardă.ro, acolo unde sigur că da, cei care ne ascultă găsesc mult mai multe subiecte decât am abordat noi astăzi. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Sunt chiar curioasă cu ce alte lucruri absolut noi mai veniți săptămâna viitoare. Știți că aceeași curiozitate o am și eu și o transfer către echipa Raportul de Gardă să ne propună subiecte cel puțin la fel de ofertante. Felicitări echipei, este extrem de harnică și, repet, subiectele sunt toate foarte, foarte interesante și sunt de foarte mare utilitate, chiar și pentru cei nespecialiști, pentru că ne facem o idee despre ce înseamnă, de fapt, progresul în cercetare, în cercetarea medicală și nu numai, iată. Mulțumesc încă o dată foarte mult, domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație, a fost și astăzi alături de noi. Mulțumesc și eu foarte mult pe săptămâna viitoare.